Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și în acest tutorial o să vă vorbesc despre tehnologia Nvidia Optimus. Această tehnologie a fost pusă la punct de către cei de la Nvidia pentru economisirea energiei. Și cum se face asta? Pur și simplu sunt folosite două chipuri grafice, cel integrat în procesor, care deja de vreo 2 ani de zile îl avem pe platforma Intel, și încă un chip dedicat Nvidia. În cazul acestui laptop este un GT630M, un chip ok, zic eu, pentru un laptop. Nu este foarte performant, nu este nici foarte slab, este un chip ok. În schimb, acesta consumă mult mai multă energie decât grafica integrată în procesor. Și în mod normal, vă dați și voi seama, dacă un procesor este mai puternic, atunci consumă mai multă energie și tocmai aici intervine tehnologia Nvidia Optimus. Pur și simplu analizează aplicația, vede de ce are nevoie și în momentul în care este nevoie de mai multă putere de procesare grafică, automat schimbă după chipul integrat pe cel dedicat. De bază este folosit chipul integrat, dar în momentele și doar în momentele de grafică intensivă este trecut pe chipul dedicat. Eu am făcut câteva teste, tehnologia funcționează, chiar funcționează, dar balancează oarecum între consumul de energie și performanță. Poate voi nu vreți chestia asta și am observat că dacă mergi în Windows, setez High Performance degeaba, tot sunt folosite ambele alternativ, când unul, când altul, și de exemplu scorul în benchmark cu 3DMark06 a fost în jur de 6000. Cu grafica integrată, exclusiv cu grafica integrată, a scos 4000. M-am dus în BIOS, am dezactivat placa dedicată de la Nvidia și am lăsat-o doar pe aia de la Intel, scorul a fost 4000. Folosind tehnologia Nvidia Optimus, când se balansa după un chip grafic pe altul, scorul a fost în jur de 6000 și ceva. Nu sunt exacte scorurile, vă spun aproximativ doar ca să vă faceți o idee, pentru că nu testăm în comparație cu alte produse. Iar când m-am dus și am făcut o setare în Nvidia Control Panel să fie folosit exclusiv chipul grafic, scorul a fost 8000 și ceva, aproape 9000. Deci enorm de mult, diferență foarte mare în comparație cu Nvidia Optimus. Chestia asta este foarte bună, este foarte ingenioasă, se economisește destul de multă energie, cred eu. Dar, din păcate, sunt momente când unii dintre voi ați dori toată puterea grafică să o aveți la dispoziție în acel joc. Să nu aveți scăderi de framerate, la un moment dat să aveți 30-40 de cadre pe secundă și după aia să scadă în 15. Știți și voi că la un FPS sunt probleme, dacă scadă la 15 cadre pe secundă, deja te împușcă ea de vreo 3 ori. Acum, haideți să vă arăt cum am făcut. Haideți să închid aplicația. În momentul ăsta este folosită tehnologia Nvidia Optimus și dacă pornesc un test din acesta, cum este 3DMark06, în mod normal ar trebui să plece pe placa dedicată. Dar o să vedeți că nu este deloc așa, nu se întâmplă deloc așa. Uitați, am pornit aplicația și acum așteptăm. Nvidia Optimus acum analizează, vede ce se întâmplă și în mod normal ar trebui să-i aloce aplicației un chip grafic. Și după cum vedeți, i-a dat chipul grafic spre folosire, dacă pot să-i spun așa, chipul grafic de la Intel, HD4000. Nu trebuia deloc să întâmple așa. Cum facem să sărim peste această setare, să sărim peste setarea de la Nvidia și să fie folosit exclusiv chipul grafic dedicat, ca să avem putere maximă în jocuri? Răspunsul este foarte simplu, clic dreapta pe desktop, mergem în Nvidia Control Panel și aici o să vedem că avem programe și setări. Din păcate, în momentul în care setăm de aici din 3DMark06, din setările programului, setăm să fie folosit chipul de performanță înaltă de la Nvidia, nu se întâmplă așa. Nu știu de ce se întâmplă chestia asta, nu știu de ce nu ne ascultă când facem setarea asta, dar am observat că dacă mergem la Global Settings direct și dăm High Performance Nvidia, dăm Apply și o să vedeți că este folosit, acum o să fie folosit exclusiv chipul grafic de la Nvidia, dar
Trebuie să vă spun că cu această setare nu mai beneficiați de Nvidia Optimus și veți folosi exclusiv chipul grafic de la Nvidia. Pentru cei dintre voi care sunteți gameri, este un lucru bun. Pentru cei dintre voi care țineți laptopul mai mult în priză, este un lucru foarte bun, dar pentru cei care îl folosesc în mediu office și ar vrea să balanceze, să fie folosită tehnologia asta Nvidia Optimus, atunci nu e tocmai un lucru bun, pentru că durata bateriei va scădea drastic, probabil se va înjumătăți. După cum vedeți, după ce am făcut setarea, a plecat folosind placa GeForce GT630M, ceea ce este un lucru bun atunci când vrei performanță în jocuri. Cei dintre voi care vreți să aveți și una și alta, probabil după ce închideți jocul, mergeți în Nvidia Control Panel și schimbați setarea. Probabil că în scurt timp cei de la Nvidia vor repara bug-ul, pentru că este un bug. Trebuia să fie folosit aici când îi dădeam 3DMark 06 și dădeam High Performance Nvidia procesor. Hai să-i dau Apply. Și aici lăsăm setarea de bază, autoselect. Deci în mod normal când făceam setarea asta, trebuia să plece 3DMark 06 folosind aplicația, folosind chipul grafic de la Nvidia, dar din păcate nu se întâmplă așa și vă mai spun o dată scorurile de performanță folosind exclusiv chipul grafic. Scorul a fost vreo 4000 și ceva, 4000 și un pic, 2300, numai 200 sau 300, 4200 sau 4300, nu mai mi-aduc aminte exact, folosind Nvidia Optimus, în jur de 6000, 6000 și ceva scorul, pentru că se balansa între ambele chipuri, iar când am folosit exclusiv chipul dedicat, s-a dus în 8000 și aproape 9000, deci era foarte aproape de 9000 scorul, ceea ce este foarte important. Nu s-a făcut niciun fel de modificare, niciun fel de overclock, nu s-a umblat la absolut nimic. Acest calculator are, acest laptop are un i3-3110M, un procesor, 4 GB de RAM și placa, plăcile astea două. Deci cam astea sunt setările. În unele cazuri Nvidia Optimus poate să nu facă setarea care este într-adevăr necesară în momentul ăla și voi ca utilizator trebuie să știți chestia asta, tocmai de-aia am făcut tutorialul ăsta. Dacă sunteți gameri și vreți să jucați mai mult și să folosiți placa dedicată, vă sfătuiesc să folosiți această setare pe care v-am arătat-o mai devreme, o să vă mai arăt odată. Mergeți în Nvidia Control Panel și la Manage 3D Settings, la Global Settings, selectați High Performance Nvidia Procesor. Chestia asta o să vă apară doar celor care aveți Nvidia Optimus, care aveți calculatoare compatibile Nvidia Optimus. Pe desktop nu o să vă apară, pe alte laptopuri nu o să vă apară, decât dacă aveți așa ceva și bineînțeles driverele instalate. Cam atât a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la videotutorial.ro. La revedere!